Acum mergem mai departe în Ardealul istoric. Cântecul patriotic a reușit întotdeauna să descrie sufletul românului și să-l motiveze pe deplin. Tocmai de la Hunedoara vin două frumoase românce. Sunt exact două minuni din poveștile de altădată, o mamă și o fiică, care duc mai departe stindardul unei simțiri, a unei împliniri mărețe. N-au vanități și iubesc țara asta cu fiecare por al existenței lor, punându-l în cânt și în tradiție. Aplauze așadar pentru Mariana și Adriana Angel. Românii din cele patru unghiuri, fruntea ți-o ridic acum sus, că din somnul greu, somnul de moarte, înviat ai ca Iisus. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Românii își dau mână cu mână și întind o horă în Ardeal. Hora-i mare și cuprinde țara, soarele răsare din Ardeal. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Vin așezați. La Alba azi cinstiți-vă credința, ce o aveți în cuce, ce-n simțiri, căci neamul tot și-a împlinit voința și-i sărbătoarea veșnice uniri. Credința să vă fie scut și jar, căci peste voi e veșnic Dumnezeu. La Alba azi cinstiți-vă credința, ce o aveți în cuceci în simțiri, căci neamul tot și-a împlinit voința și sărbătoarea veșnice uniri.
cel sfânt până la mare. La Alba azi cinstiți-vă credința, ce o aveți în cugeți în simțiri, căci neamul tot și-a împlinit voința și-i sărbătoarea veșnicei uniri. La Alba azi cinstiți-vă credința, ce o aveți în cugeți în simțiri, căci neamul tot și-a împlinit voința și-i sărbătoarea. Stimați telespectatori, aplauze pentru Mariana și Adriana Anghel, pe care le invit în platoul nostru aici, în sufrageria noastră. Bine ați venit la Televiziunea Publică. Bine da. V-am găsit. Cu mare drag, e televiziunea unde am crescut eu. Asta vreau să spun telespectatorilor, că Mariana Anghel face aproape 40 de ani de carieră. A debutat în cadrul marii emisiuni Tezaur Folcloric, alături de doamna Marioara Murărescu, Dumnezeu să o odihnească, participând apoi și la celebrul concurs Floarea din Grădină, pe care l-a și câștigat. Vezi cum te uiți acum tu, Mariana, în timp, după atâția ani. Prima dată am filmat aici, am intrat în televiziunea română pentru o filmare de Revelion. Am stat în cabină cu Mariana Drăghicescu, Elena Roizen, Sofia Vicoveanca, Maria Ciobanu. A fost impresionant. N-am să uit niciodată acele momente când un copil de la Călanu Mic, într-o cabină cu cei mai mari artiști ai țării. Mariana, da. Ce poți să-mi spui despre fiica ta, cu care văd că de o perioadă de timp ești alături, cânți împreună cu ea, îți moștenește talentul și cred că nu există o bucurie mai mare pentru mama Mariana Anghel? E cea mai mare bucurie pentru mine și o las pe ea să povestească cum a debutat la TVR, la 9 ani. Și pentru mine a fost o experiență atât de emoționantă pentru simplu fapt că eu aici am copilărit. Aici mi-am petrecut mare parte din copilărie, pe holurile TVR-ului, împreună cu toți oamenii care se ocupau de realizarea emisiunii, oamenii din spatele camerelor. Și iată că de fiecare dată când vin, e un sentiment familiar pentru mine. Efectiv, mă simt ca acasă. Dacă ar fi astăzi, după atâția ani frumoși în care ai crescut la sânul mamei tale, printre mari artiști, să-i mulțumești mamei pentru ceea ce ești, ce i-ai spune? Că nu mi-ajunge o viață întreagă să-i pot mulțumi pentru fiecare efort pe care l-a făcut pentru mine, pentru fiecare pas urcat pe scenă în gândul ei, fiind eu și viitorul nostru și ceea ce însemnăm noi ca familie. Nu știu dacă poate vreun copil vreodată să le mulțumească părinților pentru ceea ce fac ei de-a lungul vieții și nici nu poate să înțeleagă până când nu va ajunge în acel punct. Deci, ce pot să spun e că o iubesc din tot sufletul meu. Foarte frumoase cuvinte. Mariana, tot timpul întreb artistele, interpretele de muzică populară din zone diferite, ce țin ele în traistă? Ce ții tu în traistuța ta? O, Doamne! Te rog, arată-ne traistuța. Tu știi așa, că întrebarea asta mi-a pus-o și Tudor Gheorghe, da? În 1983, pentru că el prezenta Floarea din Grădină, prima etapă la Floarea din Grădină, și m-a întrebat ce ai în straiță. Și am spus cântece. Și câte cântece ai? O straiță. Acolo acum sună ceva. Cred că e telefonul sau o agendă. Știi, de obicei port un evantai, da, o pudră, un așa, ruj, un mir. Ce frumos! Și o iconiță. Nu uita de busuioc. Așa, și busuioc. Mai știți cântecul cu busuiocul? Doamne, mi-am adus aminte de busuioc. Avem un mare poet român basarabean peste Prut, maestrul Roman Ciuc, care a scris niște versuri extraordinare. Și cântecul e așa: busuioc la naștere, busuioc la moarte, floare de lumină, floare de noroc, oare cum încape viața noastră toată
Între două fire mici de busuioc, oare cum încape viața noastră toată? Între două fire mici de busuioc. Nu-i frumos? Super! Vreau să vă spun, mi-am adus aminte că ai spus de busuioc. Eu n-am cântat niciodată acest refren, dar l-am ascultat în Basarabia și versurile sunt mult mai lungi, dar toate au o însemnătate, pentru că ne naștem cu busuiocul și murim cu busuiocul. Busuiocul însoțește omul în toate etapele vieții. Da. Nuntă, adolescență, tot. Foarte frumos. Sunteți atât de frumoase. Iar costumul vostru este extraordinar. Eu, privind-o pe Mariana, mă gândesc la filmările din TV, filmările vechi, are același cap frumos. Adică ea nu s-a schimbat, este aceeași figură pe care românii o cunosc de zeci de ani. Mariana a primit o distinție din partea noastră când a venit prima dată în gala noastră, dar pentru că ai venit cu fica ta, permitem să vă ofer pentru amândouă, Mariana și Adriana Anghel, o distinție drag de România mea din partea televiziunii publice, cu toată dragostea mea pentru voi. Mulțumim din suflet, suntem onorate. Mulțumim din tot sufletul și emoțiile sunt la cote foarte, foarte înalte în momentul de față. Stimați telespectatori, vă invit și pe voi și pe spectatorii noștri să urmărim o scurtă lecție de onestitate. Să știți că artistele noastre nu și-au terminat prestația artistică în platoul studioului 3. Așa, prin simplitatea ei definitorie, lecția ne oferă nu oricine, ci un ardelean înrăit, așa cum sunt ele. E vorba de maestrul Dorel Vișan, pe care îl iubim și îl prețuim. Unul dintre cei mai importanți și mai iubiți actori români contemporani. În urmă cu doar câteva luni, am călcat pragul moșiei lui de suflet din județul Cluj, acolo unde grădinărește, face apicultură, trăiește mai aproape de natură bucuriile vârstei. Ne-a primit cu brațele deschise și, firește, ne-a vorbit, dragi prieteni, cu tâlc despre multe lucruri, despre România din inima lui și despre ce înseamnă țara aceasta într-o mare de impostură și incultură. Urmăriți un material realizat de mine și de echipa TVR Cluj, acolo, acasă la maestrul Dorel Vișan, timp în care Mariana și Adriana Anghel se pregătesc să vă cânte. Stimați telespectatori, după cum vedeți, port o pălărie, să-i zic așa, nu-i românească, e din Vietnam. Am primit o cadou de la invitatul meu din reportajul acesta. Suntem acasă la marele actor Dorel Vișan, pe care știți cât îl iubesc, l-am avut în emisiunea noastră de atâtea ori, dar nu puteam să nu vin în Ardealul istoric, în Transilvania noastră atât de frumoasă, și să nu ajung acasă în vie și la stupii maestrului Dorel Vișan. Bine v-am găsit, maestre! Bine ai venit! Dar de unde aveți pălăria asta? Anul trecut, mai am una, dar e veche, din Vietnam. Ce fain! Deci am fost anul trecut încă o dată și aduc întotdeauna câte o pălărie. Da? Da, am adus și din Mexic, am adus din toate țările de unde am fost. Și am fost în multe țări. Am ajuns o vreme... Da. La care nu m-am așteptat. Să nu găsești un umăr pe care să plângi. Este extraordinar. Poezia începe așa. N-am un umăr pe care să plâng. O trup al meu biciznic și scălâmp. Ce-ai strâns în tine atât amar de carne de nu poți nici un singur suflet găzdui? Extraordinar. Și problema noastră de astăzi, da, este că ne pierdem sufletul. Aici este necazul românului și nu numai românului, a omului în general. Sufletul este singurul lucru care îl pierzi fără să-ți dai seama. Orice pierzi, se simte. Dacă pierzi un lucru, pierzi un ochi, o ureche, o mână, un copil, un părinte, o iubită, sufletul poți să-l pierzi fără să îți dai seama și să trăiești
ani de zile fără suflet. Și să ai și funcție de răspundere. Maestre, întâlnirea cu noastră de fiecare dată este o experiență de viață, cel puțin pentru mine. Am de fiecare dată de învățat de la maestru Dorel Elbișan, dar mă bucur că în pandemia care a trecut, cu toate riscurile și cu toate problemele ei, cu toate dramele care s-au abătut peste România, maestru practic nu a simțit lipsa, dacă vreți, activității. Pentru că aici are un pământ superb, are vie, are o casă bătrânească superbă de la 1895. Ce ați făcut toată perioada asta, lunile astea în care ne-au ținut închiși în casă? Am tras aici, la galerie. Câtă vie aveți? Vreo 6 are, vreo 150 de butuci, cum să zici. Da. Dar e al tui. Da. Și e vie de la Blaj, mi-a dat un inginer. Eu am pus-o cu mâna mea. Asta a fost dorința mea, să am două lucruri, vie și stupi. Extraordinar. Dar stupii ăștia, că de nu e ușor. Cum ați învățat toate lucrurile? La noi a fost tradiție și cu via și cu stupii. Deci cunoșteam foarte mult. De-aia spuneam de Lazar, care mă ajută, că am învățat tot. I-am arătat tot cum se rupe, cum se taie în verde, cum se taie în uscat și așa mai departe. Așa. Și am învățat și... Vorba lui soacră mea, fie iertată, zice, când nu știi, întreb nevoia. Și nevoia îți spune. Și mai ales că aici nu aveți nici foarte mult semnal la telefon. Am numai când vreau. Adică am, uite, vezi, telefonul este, are cutii. Vă rog frumos, are, aici trebuie să filmați. Are cutiuțele lui. Pentru că eu când am venit aici la discuții, da, era acest nainul, da, pus așa, da, la care operatorul nostru, directorul, da, de imagine, a zis că e urât. A zis, zice, e foarte urât decorul, da, aici, va ieși îngrozitorul. Va străluci. Și ce a spus dumneavoastră? Da. Păi cum să scoți? Strânge-l, domnule, că ăsta oprește să nu ploie telefonul, să nu plouă în telefon. Credeți în revenirea asta la realitatea poporului? Dacă nu, dacă nu revenim la regulile și la normele bătrânești și la preocupările care erau atunci, dispărem ca oameni. Dispărem ca oameni, adică rămânem ca animale, dar dispărem ca oameni care nu mai au rosturi. Alea erau niște rosturi. Spunea cineva o chestie formidabilă, mi-a plăcut foarte mult, ce aș vrea să trăiesc până când oamenii își vor da seama ce importanță au avut lucrurile de altă dată. Dar spuneți-mi, maestre, cu stupii, în, da, câte miere faceți pan? La mine a fost tradiție în familie cu stupii. La noi era, dar erau stupi din aia de se tăiau, zicea tata, zicea, băi, dacă vă purtați bine duminică, tăiem un stup. Și cum îl tăia? Îl afuma cum se afumă vinul, da, și mureau albinele. Și cădeau toate jos, le scutura și lua mieră. Și atunci și-a făcut stup sistematici. El și-a făcut, tata și cu fratele meu. Și-au făcut stup rudimentare, așa, cu tot, puneau bețișoare, nu știu, dar nu mai trebuie să omoare albinele. Aici, nu mai trebuie să taie stupul. Da. Ei, am avut stup, mi-amintesc că tata căuta matca, cum fac și stuparul, primul lucru trebuie să caute matca, numai că acum se notează, o să-ți arăt o matcă notată. O găsești mult mai ușor. Și asta e, zic, nu e aia, mă, era trântor, știi? Da, e o îndeletnicire. E cea mai mare școală care poate să o facă un om, este lucru cu albinele.
S-a făcut un studiu așa internațional care este cea mai importantă ființă de pe pământ. Am citit într-un site. Da, da. Cea mai importantă ființă de pe pământ, în Dumnezeu, este albina. Albina, da. Dacă dispare albinele, dispare viața. Maestre Dorel Bișan, văd că sunteți un bun român. Da. Privind aceste trei culori. Da. Ce simțiți? Spuneți-mi câteva cuvinte despre ceea ce simțiți în momentul în care priviți steagul României. Păi nu pot să spun că stați eu. Ce frumos. Da. Iubiți ce să spun? Această țară mult? Așa cum ar trebui să o iubească toți. Cel mai nobil sentiment pentru un om este sentimentul religios și patriotic. Deci sentimentul patriotic, să ții la țara ta și la limba ta. Spunea profesorul Iorga că omul care nu-și mai vorbește limba își angajează sufletul la sclavie. Spuneți-mi niște versuri. Ce simțiți dumneavoastră în momentul ăsta? Așa cum stăm noi la șuiet aici, cu apă bună, rece de izvor de la Mărtinești. Ce versuri să spun? Ce vreți dumneavoastră, maestre? Eu ascult cu steagul. Doamne, ne-ai făcut niște jalnice efemeride. Între naștere și între moarte, nu ne-ai lăsat decât o clipită. Nici n-apuci să numeri bine fericirea până la 1, că de mult a trecut. Și atunci, Doamne, mă întreb, în această prea scurtă măsură, de unde găsim zile și ani pentru rău, pentru ură? Sănătate și noroc, la mulți ani române să cântăm cu foc, la mulți ani române, sănătate și noroc. Sănătate și noroc. Hai, române, să
și noroc, la mulți ani române să cântăm cu foc, la mulți ani române sănătate și noroc. Românii să cerem dreptul, să spunem tot ce avem în noi, căci libertatea este sfântă și Dumnezeu este cu noi. Căci libertatea este sfântă și Dumnezeu este cu noi. Cu Dumnezeu de-acum înainte, munteni și moldoveni și moți, un drum avem peste morminte, un steag ne acoperă pe toți. Un drum avem peste morminte, un steag ne acoperă pe toți. Privesc un fiorare, el nu e înșelător miraj. E steagul nostru, steagul care a fluturat în vânt la plaj. E steagul nostru, steagul care a fluturat în vânt la plaj. Dreptatea e a lui stăpână, pe steagul nostru scrie sfânt, căci pe câmpia libertății a fluturat cu un singur gând. Căci pe câmpia libertății a fluturat cu un singur. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru aceste voci minunate. Mariana și Adriana Angel împreună cu Orchestra Supermarket și Florin Pan la acordeon. Mulțumim frumos, fetelor. Sunteți minunate, vă iubesc din tot sufletul. Și noi te iubim. Și noi din tot sufletul. Doamnelor și domnilor, invitatele mele primesc flori superbe de la prietenii artiștilor, familia Gauzin, dar și daruri speciale de la partenerii noștri pentru ele. Grandi gusti, mulțumim familiei Duțescu, dar primești o sticlă de vin de la Cramele Strunga, așa ca zi de sărbătoare. Mulțumim societății Tricoton Junior și alte daruri și produse naturale. Mulțumim. Aplauze pentru invitatele mele. Mulțumesc frumos!